Deși au anunțat de nenumărate ori de-a lungul anilor că sediul Serviciului Public Comunitar de Evidența a Persoanelor Baia Mare, aflat în clădirea Poliției Municipiului, va fi modernizat, acest lucru nu s-a întâmplat. Ultimii doi primari ai orașului cu lungi mandate, de altfel, au promis o renovare a spațiilor de la buletine și chiar o schimbare a sediului, dar lucrurile au rămas la nivel de intenție. Imaginile de astăzi arată că nimic nu s-a schimbat. Pa mai mult, cei care sunt nevoi să-și facă actele de identitate sau să le schimbe pe cele vechi, sunt nevoi să aștepte în exteriorul clădirii. Înainte așteptau afară său pescările înguste și insalubre pentru că solicitanții erau mulți. Acum se așteaptă afară pentru că, din cauza pandemiei, sunt impuse măsuri de distanțare socială și mască. Doar că, dacă în cazul așteptatului pe afară, băimărenii nu au de ales pentru că li se închide ușa în nas, în cazul măștii, aceasta este opțională pentru unii. Și uite așa, pe lângă prostul tratament oferit de administrația orașului, cetățenii de la rând pot contacta și nedoritul virus. Atenție însă! Puține zile ne mai despar de alegerile locale și s-ar putea ca situația de la buletine să-i determine pe unii mai nervoși să-și schimbe preferințele în materie de candidați și să-i penalizeze pe cei care ne conduc și vor voturile în 27 septembrie.